din folclorul maghiar. Piatra rotundă. A fost odată ca niciodată un om sărac. Omul acesta avea mulți copii. Mergea la pescuit pentru că erau foarte săraci și nu aveau de alegurii. Nevasta lui pregătea peștii pentru toți copiii. Nu departe de ei locuia fratele lui cu familia. Acesta era foarte înstărit, dar niciodată nu și-ajuta fratele. Când săracul nu mai avea ce să dea copiilor de mâncare, trimitea câte un copil la fratele său, în numele Domnului, să le dea puțină făină, să facă de cină pentru copii. Dar nu-i dădea nimic niciodată. Odată, când timp de o săptămână abia au găsit ce să mănânce, bietul pescar a spus nevestei sale că se duce la pescuit și nu se va întoarce până nu va avea desaga plină cu pești. S-a așezat pe malul apei dis de dimineață, dar oriunde își arunca plasa o scotea fără niciun pește, nici măcar unul cât degetul său mic. A venit seara și el nu avea niciun pește prins. Bietul om s-a mâniat. Ei, asta e! Voi mai arunca o dată plasa și, orice ar fi, mă voi întoarce acasă. Când a vrut să scoată plasa din apă, abia o mai putea ridica. Acum o fi un pește mare, spuse. Într-adevăr, abia o putea scoate. Când a reușit, nu a găsit în ea decât o piatră mare și rotundă. Ei bine, a spus el, o voi duce acasă oricum, măcar vor avea copiii cu ce să se joace. A dus piatra cu el acasă. Copiii încă nu dormeau. S-au uitat la piatra rotundă și au început să se joace cu ea. Nu mai voiau să se culce, atât de mult s-au bucurat de piatra rotundă. Au tot rostogolit-o prin odaie, țipând bucuroși că piatra devenea din ce în ce mai strălucitoare. Ia te uite, nevastă! E o piatră mai aleasă, lucește ca un diamant! Dragul meu, i-a răspuns ea, cu siguranță e un diamant! S-au învoit să plece în următoarea zi să arate piatra chiar împăratului, care poate ar vrea să o cumpere. Femeia s-a trezit dis de dimineață, a pus piatra într-un ștergar și a pornit la drum. Întâi l-a salutat cum se cuvine pe împărat, apoi a scos piatra și i-a arătat-o. De unde ai piatra asta, femeie? A întrebat-o împăratul minunându-se și el. Femeia i-a povestit cum bărbatul ei a găsit-o în apă. Atunci, biată femeie, dă-mi 1000 și-ți voi da 1000 de galbeni pe ea. Împăratul știa că era un diamant adevărat. Femeia nu a putut să spună nimic decât să tușească. Dacă 1000 nu îți ajunge, am să-ți dau 2000. Și femeia a tușit din nou. Era atât de uimit încât nu putea grăi nicio vorbă, dar împăratul credea că vrea mai mult. Ascultă-mă, femeie, cum se cade. Crezi că acești 3 saci de aur vor fi îndeajuns în prețul pietrii tale? De data asta nu a mai tușit, ci a dat din cap doar. Împăratul a umplut imediat 3 saci cu aur, dându-i și o căruță și un cal să poată pleca acasă. S-a întors acasă foarte bucuroasă și familia ei s-a bucurat de asemenea. Niciodată nu vor mai duce lipsă de hrană. Draga mea nevastă, a spus pescarul, ar trebui să cântărim galbenii să vedem câte baniți avem. Ai dreptate, a răspuns ea. Ei nu aveau baniță în casă și au trimis un copil să ceară de la unchiul său. Ce vrei să faci cu baniță, măi? L-a întrebat bogatul în bătaie de joc. Tata vrea să măsoare niște galbeni, i-a răspuns băiatul. Fratele bogat a început să râdă auzind astea. Poftim, băiete, ia banița și am să vin cu tine, pentru că trebuie să îl văd și eu pe fratele meu cântărind galbenii. Zis și făcut, dar când a ajuns la fratele său, nici nu-și mai putea deschide gura de mirare. Nu mai văzuse niciodată atâția galbeni la un loc. Atunci îl întrebă, de unde ai făcut rost de atâta aur? S-a gândit săracul, ia să râd și eu nițel de tine. Păi, împăratul mi-a dat în schimbul a 3 pisici.
Dar cum se poate așa ceva, frate, dragă? L-a întrebat bogatul. Vezi cum stă treaba? Palatul e plin de șoareci și sunt atât de mulți încât împăratul și familia sa nu pot nici să stea la masă din cauza șoarecilor. Eu am auzit astea și de pe unde am umblat am adunat 3 pisici și le-am dus cadou împăratului. Parcă l-aș fi scăpat de spânzurătoare. Atât de bucuros a fost împăratul, încât pe loc m-a răsplătit cu 3 saci de galbeni. Auzind toate acestea, bogatul abia așteptă să facă la fel. A umblat peste tot prin sat și în satele din prejur și a cumpărat câte pisici a găsit pentru o mână de galbeni. Le-a pus pe toate în car și s-a dus la împărat. Pentru ce ai venit la mine? L-a întrebat împăratul. Împărate, am auzit că ai mare nevoie de pisici și ți-am adus și eu câteva. Adică în sacul acela sunt numai pisici? Ia să le văd. Cum a deschis sacul, pisicile au sărit din sac răspândindu-se peste tot. Pisici la dreapta, pisici la stânga, pisici peste tot. Și știți cum sunt pisicile? Distrugeau și rupeau tot ce puteau. Doamne sfinte, ce se petrece aici? Sunt multe pisici? Împăratul l-a luat prizonier pentru ce i-a făcut, l-a închis în temniță și, din câte știu eu, și acum e acolo dacă nu a fost încă eliberat. A dublat în limba română actorul Florian Silaghi, traducerea și adaptarea Marinela Maghiar. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.